desăvârșirea caracterului. Oricine dorește aceasta prin Harul lui Hristos, trebuie să atingă standardul cerinței divine și va avea intrare liberă în Împărăția Slavei. Toți cei care vor să atingă acest standard în ce privește caracterul, vor trebui să-și folosească mijloacele pe care le au de la Dumnezeu pentru acest scop. Dacă vreți să moșteniți odihna care rămâne pentru copiii lui Dumnezeu, trebuie să deveniți împreună lucrători cu Dumnezeu. Luând jugul lui Hristos, purtând povara Lui, crucea Lui, trebuie să fiți perseverenți pentru a vă întări chemarea și alegerea voastră. Despre ce vorbește aici? Despre perseverență în ce? În a fi împreună lucrător cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să schimbe caracterul. Deja te ales, ești deja prințesă. Dar cum rămâi? Devii prințesă? Sau rămâne robi ai păcatului? Și acum, în privința acestei colaborări sfinte și frumoase, ultimul gând inspirat al acestei serii, aș vrea să-l decupăm de pe paginile inspirate a unei cărți devoționale, tipărită acum 20 de ani, care se numește Astăzi cu Dumnezeu și care oferă aceste frumoase cuvinte spre întărirea și spre bucuria sufletului nostru. Haideți să urmărim aceste gânduri imediat. Și să vedem cum spunea Cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi la această vreme. Zice așa. Tu, și se adresează pe numele direct a unui dintre cei patru copii ai săi, profeta scrie așa, tu, Edson, sau, pe nume, fiecare când te numești, ai nevoie de un sfetnic care nu greșește, unul a cărui spuse nu vor prejudicia, unul a cărui idei bogate nu-l vor dezechilibra pe nimeni, nu-l vor dezechilibra pe om în judecata sa. Într-o parte se va deschide o cale, dar dacă aceasta este o cale pe care să mergi, sau o cale pe care să o ocolești, este ceea ce tu nu poți discerne și niciun om muritor nu ți-o poate spune. O altă cale se închide în fața ta. Și dacă aceasta pornește în direcția greșită, sau doar încearcă scopul tău, nimeni nu este destul de înțelept să hotărască. Tu ai nevoie de o călăuză, de o putere nevăzută de ochi muritori, care să poată judeca motivele, scopurile și intențiile inimii tale, spre a te călăuzi fără să cazi pe cărările tale. Steaua din răsărit te va călăuzi numai dacă tu vrei să o urmezi. Cum îți întărești alegerea? Cum veghezi? Dacă lași pe El să vegheze la pașii tăi. Nu poți veghea singur. Nu suntem nici măcar asta în stare să facem. Veghezi, rugându-L pe El să vegheze la fiecare clipă, la ce se întâmplă în mintea ta, la ce alegi, la cum te porți. Zice, uite, ai acum de făcut cu tare. E bun sau nu e bun? Alegi asta sau alegi cealaltă? Se deschide o oportunitate, se deschide o ocazie pentru tine. Să o urmezi sau se închide o ocazie pentru tine? Să insiști sau să te retragi pentru că Providența ți-a închis ușa? Cum o faci? Insiști sau mergi în retragere? Zice, numai călăuza divină ne poate spune. Dar acum făgăduința. Tu nu ești niciodată singur. Nu ești niciodată în vreun loc unde nimeni să nu se intereseze de tine. Tatăl nostru cel Ceresc a dat pe Fiul Său să moară pentru tine. Crucea de pe Golgota mărturisește că El are un interes profund în bunăstarea ta. Pentru că tu ești răscumpărat de Fiul lui Dumnezeu. E subiectul atâtor de multe rugăciuni. Sărim puțin și urmărim această ultimă parte a acestei pagini. Zice, vino la El pentru lumină și tărie. Și El a făgăduit că vei găsi o odihnă pentru sufletul tău.
Dacă vei avea inimă și glas să te rogi, El te va auzi cu siguranță și își va întinde brațul spre tine să te salveze. Există un Dumnezeu care ascultă rugăciunea. Și când toate celelalte resurse dau greș, El este adăpostul tău, un ajutor într-un totul prezent, în orice vreme de necaz. Cum îți asiguri alegerea? Ești ales pentru viață veșnică și nu pici, nu cazi pe drum. Cineva te ține. Niciodată nu e sigur. Cineva garantează și are infinita puterea Creatorului de partea sa. Adică cine ne-ar mai putea despărți de El? Romani 8. Cine ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu? Și e numer acolo, apostol. Și până zice, și sunt bine credințat că nimic, nici asta, nici cealaltă, nici altă, nu ne vor putea vreodată despărți de dragostea lui Dumnezeu, afară de un lucru. Care? Un ceva care nu e exterior și care nu ține de alegerea Lui. El toate le poate rezolva. Este o altă alegere a mea. Dacă eu aleg să mă despart, dacă aleg să mă dau jos din avionul salvării, dacă aleg să mă întorc la nimicurile lumii acestea, dacă aleg să nu cred că îmi vrea bine, dacă aleg să nu mă iau după voia Lui și după cuvântul Lui, ascultarea cu harul în inimile noastre înseamnă întărirea alegerii noastre și duce la sfințenie. Cu aceste gânduri să ne gândim, îl alegem? La cât timp poate să îl aleagă un copil pe Dumnezeul care l-a ales pe el? Dumnezeu ne-a ales, nu? Ne-a chemat și ne-a ales. Să vedem dacă rămânem aleși sau ne pierdem alegerea. Nu? Ne-a chemat înainte să ne naștem. Zice, robul meu Cir, pe care l-am ales, ce era cu 100 de ani înainte de a se naște, când l-a ales Dumnezeu pe Moise? Când l-a ales Dumnezeu pe Samson? Problema nu e ce a făcut Dumnezeu. El pe toți ar vrea să ne aibă aleși, asigurați de mântuire. Problema e la cât timp poate un copil la rândul lui să-l aleagă pe Dumnezeu. Ultima dată un om mare, zice că în ultima clipă a morții, ca tot farul, dar prima clipă în care. Vedeți ce interesant zice. Dacă mergi cu Dumnezeu în inimă smerită și încrezătoare, căutând călăuzire în încurcătura ta, atunci este privilegiul tău să lași cazul tău la picioarele sale. Mai degrabă cerul și pământul pot să treacă decât făgăduința lui să dea greș. Crede, deci, pe Dumnezeu, pe cuvânt. Tu ai crezut făgăduințele Lui când aveai numai 3 ani. Știam că Samuel avea în jur de cât? De 6, nu? Când a fost chemat pe nume, ales de Dumnezeu. Dar Edson a fost de numai 3 ani când a răspuns chemării lui Dumnezeu. Așa de Dumnezeu. Ne roagă pe fiecare în parte, ține-te de chemarea și de alegerea aceasta și vei fi bucuros veșnic prin harul care te-a ridicat, care te-a ales și care te va mântui până la capăt. Amin. Mulțumim Domnului și fratele Radu pentru mesajul transmis. Domnul Iisus a făcut totul pentru noi, ne-a ales. Ne-a demonstrat aceasta la cruce când și-a dat viața pentru noi, pentru fiecare în parte. Rămâne acum la alegerea noastră ca ce dorim să alegem, dacă dorim să alegem pe Prințul Vieții și să trăim o veșnicie cu El, sau dorim să alegem pe Prințul Întunericului și plăcere de o clipă ale acestui pământ. Vom răspunde și noi prin cântarea de închidere 277.